Salut și bine v-am găsit la un nou joc pe canal, se numește Riders Republic și este vorba despre un joc cu sporturi extreme realizat de cei de la Ubisoft. Mi s-a părut foarte interesant și am zis, bă, neapărat trebuie să-l încercăm, mai ales prin faptul că, frate, ești pe un server plin de oameni, adică uitați-vă și voi, ăștia pur și simplu se dau pe aici, n-au nicio treabă, te poți da și tu dacă vrei, îți alegi sportul preferat și îl vei practica pe acela, te duci, customizezi caracterul, faci cum vrei tu și toate cele. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place, hai să strângem peste 10.000 de like-uri la acest episod și uite, de exemplu, hai să ne luăm bicicleta, te poți pune oricând pe bicicletă, poți să vezi și din first person, bineînțeles, și te poți duce pe un downhill, de exemplu, uite, poți să faci chestia asta. Harta este deschisă. Deci, bine, nu e o idee bună să faceți ce am făcut eu aici, în niciun caz pe aceste pietre, dar jocul te lasă, adică nu te obligă să fii nicăieri. Uite, am să apăs pe M, ca să vă pot arăta toată harta. Uitați-vă puțin câți playeri sunt pe jocul ăsta. Dacă vreau să mă duc aici, m-am teleportat frumos. Bineînțeles că eu sunt încă pe bicicletă și nu este o idee foarte, foarte strălucită din partea mea. Așa că, hai să schimbăm și noi snowboard-ul și te dai frumos. Ia uite. Te duci la curse, te duci, sunt eventuri cu toată lumea de pe server. Nu știu, chestia asta că ești efectiv cu atâția de mulți oameni pe server, mi se pare, what? Zici că mă juc un MMORPG, dar bazat pe sport, pe sport extrem. Ia auto pe asta. Tăticule. Bun, hai să ne ducem pe hartă. Hai să mă teleportez aici și vreau să văd că am văzut în meniul ăsta. Era aici ceva, deci avem snowmobil. Am văzut un videoclip în care un tip s-a dus la un restaurant cu o chestie de genul ăsta și a cumpărat un meniu și a plecat cu el după aia. Omul zboară cu chestia asta, nu știu. Hai să încercăm și noi. Mamă, frate, deci cred că să faci chestia asta în viața reală, cred că e prea de tot. Dacă am pornit și motorul la nebunia asta. Și acum, ceva de genul ăsta se vede din first person. Uite-te și tu, frate. Avem acolo quick landing în caz că vrem să aterizăm. Dar efectiv te plimbi așa. Băi, și l-am văzut pe ăsta, mă, a făcut video și efectiv se plimba așa pe deasupra pământului. Adică, nu vine să cred că aceste lucruri chiar există și chiar se pot întâmpla. Dar e mișto, frate. Aterizezi, bam, am aterizat, nicio problemă. Și acum mă duc aici pe sports și vreau, nu știu, vreau să-mi aleg altceva, vreau să-mi aleg, ia să vedem, pentru downhill, avem mai multe tipuri de biciclete, dar am și rachetă. Deci hai să încercăm racheta, să o luăm. Ia fiți atenți aici. Deci ea sunt omul rachetă, ia uite mă. Și hai să vedem cum facem. Băi, tăticule, sunt Superman, ce sunt aici? Wow! N-am cuvinte, senzația pe care ți-o dă jocul ăsta. Știți că ei au mai făcut un joc numit Steep, dar ăla era foarte bazat pe sporturi de iarnă. E, aici nu e bazat pe sporturi de iarnă, aici e bazat pe orice sport care e extrem. Și le conține cam pe majoritatea dintre ele, știi? Așa. Bun, hai să mergem acolo, că văd că e puțin aglomerație acolo de playeri. Uite, aici putem să mergem așa printre copaci. Un pic de grijă, nu de alta, dar să nu încurcăm. Iar din first person să vezi chestia asta, ți se face rău, mă, frate, adică... Eu nu știu dacă acest lucru există în viața reală. Acest costum, așa. Dar hai că am aterizat frumos. Dacă ai nevoie pur și simplu să mergi pe aici și să te plimbi, poți să scoți oricând snowboard-ul sau bicicleta pe care o ai. Și să te duci să vizitezi toate zonele astea. Aici avem Tricks Academy, poți să înveți trucuri noi. Aici o să întâlnești pe cei mai mulți playeri și de obicei vezi mulți oameni care se duc la curse, la eventuri, poate care vor să-și cumpere ceva din magazin, vedeți? Pur și simplu te duci aici, ți-ai achiziționat chestia respectivă, te duci pe Customize și îți pui exact outfit-ul pe care ți-l dorești. Asta e un outfit pe care eu mi l-am cumpărat, un outfit de pirat, așa. Dar trebuie să-ți iei pentru fiecare în parte. Bine, poți să ți-l pui pe același, uite, poți să mi-l pun tot de pirat și aici. Dar trebuie să ți-l customizezi pe fiecare în parte. Ia să vedem, uite, ne punem așa, poate. Te poți antrena aici dacă vrei, stoc tonă de chestii pe care le poți face. Este chiar și o cursă cu vreo 60 de playeri, un event care se întâmplă random pe server. O să mergem și la eventul ăla dacă vreți să vă arăt așa puțin care-i treaba. Dar din ce știu eu, o aglomerație extrem, extrem de mare acolo. Foarte mulți playeri și e o nebunie așa. Dar hai să facem o cursă normală, frate. Uite, asta este o cursă nouă, din ce văd aici. Cred că e un downhill, dacă nu mă înșel.
hai să-i dăm fast travel nearby. Niciodată nu poți să dai, dacă de exemplu n-ai descoperit cursa respectivă, nu poți să te teleportezi exact pe cursa aia. Trebuie cumva să ajungi undeva la un punct de fast travel și de acolo trebuie să mergi tu până la cursă. Și drept urmare, exact asta trebuie să facem aici. Bă, da, experiența pe care ți-o oferă jocul ăsta, senzația de viteză este neegalată la niciun alt joc. Eu am mai jucat jocuri cu biciclete, bă, și la niciunul dintre ele nu am simțit senzația asta de viteză pe care ți-o oferă acest joc. Plus, uitați-vă cum se vede totul, adică, trebuie să mai zic ceva? Ne-am îmbrăcat în dinozauri. Ok, nicio problemă. Ia să vedeți voi. Uite, deci uite cum se vede, om. Uite cum se vede. Parcă nici nu m-aș juca din third person. E efectiv senzația pe care ți-o oferă. Mamă! Ai de capul meu! Mamă, deci mi-e frică rău de tot! Sincer, mi-e frică rău de tot să nu greșesc. Ăla s-a dus! Ați văzut cum s-a dus? Săracu! Săracu! Ok... Bănuiesc că ești mai avantajat să vezi din third person, adică ceva de genul ăsta. Dar mie îmi place din first person, nu știu, e mai fain. Ce aterizare. Ce aterizare. E și frică să fac trucuri aici. Ok, puțin drift. Nu strică niciodată. Și te dai cu viteză așa. Nu știu, s-a dat cineva. Să-mi scrie în comentarii dacă știe, dacă se pricepe la bicicletele astea, că eu nu prea mă pricep. De asta vă și întreb pe voi. Voi de capul și de zilele mele. Double backflip. Ok. Șurel. 90 de kilometri la oră cu o bicicletă normală. What? Băi, băiatule. Bine, țineți cont că jocul este încă în varianta beta. Eu acum mă joc... este un fel de closed beta. Câțiva oameni au fost invitați. Pur și simplu te înscriei, băgai acolo e-mail-ul și dacă aveai noroc te invita. Și puteai și tu la rândul tău să inviți niște oameni. Asta înseamnă că mai există posibilitatea să mai fie bug-uri. Dar până acum, frate, nu știu, mi se pare genial. Finish, congrats. N-am reușit să fac acolo challenge-urile, dar bineînțeles, tu poți să refaci cursele de câte ori vrei tu. Dacă vrei, de exemplu, să faci challenge-ul ăla la perfecție și să primești acolo punctele. Am făcut cursa aceasta și acum pur și simplu ne las aici, știi, ne plimbăm. Uite, alți player care au fost cu noi în cursă sau poate care au făcut și ei cursa solo. Uite, o să alegem ceva de genul ăsta cu... schiuri, poate snowboard, în funcție de ce îți place. Și vedeți că aici deja bicicleta mea nu mai merge cum trebuie. Așa că trebuie neapărat să schimbăm. Ai posibilitatea să-ți iei o metodă de transport. Cu asta nu faci curse, doar te plimbi. Dar, bă, dacă o am, de ce să nu mă plimb cu ea, nu? Ia uite ce frumos. E destul de vitezomană. Frumos. Deci abia aștept să se lanseze jocul ăsta full, frate. Vreau să mă joc jocul ăsta full. Joc din third person, cred că mai degrabă, cu skill-urile. Și facem așa o șmecherie. Bine. Trebuie să nimerești aterizarea, știi? Asta e șmecheria. Ok. Frumos. Facem o învârtitură așa. Bă, nu mă prea pricep, dar să zicem. Să-mi spuneți voi dacă ați făcut așa ceva, nu știu. Dacă schiați, dacă vă dați pe snowboard. Știu că sunt foarte mulți împătimiți. Chiar și în România sunt foarte, foarte mulți. Eu nu prea m-am dus pe sporturi extreme în viața mea, așa. Nu prea am încercat niciodată. Ok, ușurel. Ia uite, s-a făcut ăla praf în fața mea. Băi, băiete. Așa, săritură și... nu știu de ce te bag în third person, probabil ca să nu amețești, că dacă te-ai uitat din first person ai amețit puțin când faci trucurile. Dar aș fi vrut să văd din first person puțin, nu știu dacă există opțiunea asta. Ok. Ok, ușurel. Viteza e destul de mare. Nu știu cum pui frână cu snowboard-ul, trebuie să te pui pe o parte așa, da, uite. Vreau să încerc și un air event, îl avem undeva în zonă pe aici și nu știu exact cum o să ajung acolo. Cred că cel mai bine o să-mi folosesc chiar racheta. Deci hai să vedem unde o avem. Uite aici, rocket wing. Hai să încercăm să ajungem acolo. Chestia asta cred că e cea mai bună metodă de transport. Pentru că ajungi în locația în care vrei și efectiv îți deschizi parașuta după aia. Corect?
super simplu. Și ai și intrat în cursă. Te pune să te duci prin zone de astea foarte, foarte joase. Și trebuie să ai extrem de mare grijă. Eu acum mă duc cu, zici că bag nos sau ceva. Nu e o idee foarte bună. Frână. Poți să pui și un pic de frână în aer, dar na, acum ideea e să-i depășim pe ceilalți. Mamă, ce-am luat creanga aia. Orice bucățică de creangă, orice chestie, te poate dezechilibra și să pici. Deci să ai mare grijă aici. Dar, da, ăsta e cel de-al treilea sport pe care eu l-am deblocat. Sunt foarte multe sporturi disponibile, dar nu le-am eu deblocate. Și plus că ai și o grămadă de chestii pe care le poți folosi drept transport, cum a fost acel planor și, de asemenea, acel snowmobil. Și sunt mai multe chestii pe care le vei putea debloca de-a lungul timpului, îmi imaginez. Dar, v-am zis, momentan mă joc și eu beta la fel cum se joacă oricine. Este un beta semi-public, să zic așa, pentru că, v-am zis, a fost, la un moment dat a fost o chestie unde te puteai înregistra și puteai să participi și dacă aveai noroc, o te alegea. Puuu, ușurel, ușurel. Aia doi, deci pe aia doi trebuie să-i depășim noi. Uitați-vă cum se țin, se țin super bine pe locul 1 și 2. Nu știu dacă pot eu să fiu atât de rapid ca ei. Avem 46% momentan. Dacă mă duc din first person, nu prea pot să calculez bine traiectoria. Și m-a depășit și GG-ul ăsta, frate, explicați-mi și mie. Fai de capul meu. Hai că-l depășesc! Lul! Aici să nu o greșesc acum. Sunt extrem aproape de stânca aia. Hai. Ha, mă, că l-am depășit și am luat și locul 1. Ce vorbești? Ce vorbești? Use the boost during the event. A, ăsta era un challenge? Oricum foloseam boost-ul, deci nu puteam să stau fără el. Hai, sunt curios unde mă dă acum, pentru că... Oh, mi-a dat reward, mi-a dat un costum nou. De fiecare dată când te descurci bine și primești steluțe și nu știu ce, primești reward-uri, primești costume noi, primești iteme noi. Și acum cred că ne-a deblocat și ceva chestii noi pe aici. Ceva eventuri. Oh, un event nou acolo. Două, de fapt. Vă arăt un event cu bicicleta cu rachetă, pentru că asta mi s-a părut destul de interesant. Și faptul că există astfel de eventuri... Astea sunt niște eventuri și mai extreme decât celelalte. Dar n-am să mai merg cu această chestie. Am să merg cu bicicleta mea normală. Hai să mergem frumos la event. Nu! Vai de capul meu. Am vrut să merg și eu la event. Am vrut, mi-am dorit. Ok, ușurel. Gata. Solo. Și dăm aici start. Hai să vă arăt ce nebunie de cursă e asta. Deci, efectiv, toată lumea are rachete atașate bicicletelor. Și te dai așa frumos, ia uite. Și acum... Dă-i! Mamă! Deci e destul de mișto jocul, trebuie să recunosc. Vă recomand să fiți cu ochii pe el. Am să vă dau și link-uri în descriere și tot ce trebuie. Pentru că în momentul care se lansează, eu aș vrea să mai fac episoade cu el. Dar asta trebuie să rămână la latitudinea voastră. Să scrieți în comentarii ce părere aveți. Și de asemenea să apăsați acolo pe butonașul de like. E nebunie curată. De asta o să mă joc din third person aici. Dar am să vă arăt și o cursă de aia cu 60 de player. Dacă vi se pare asta nebunie curată, să vedeți cursa cu 60 de player cum o să fie. Arăt așa doar o fărâmă din cursa respectivă, pentru că e în vreo 3 stage-uri sau ceva de genul. Dar totuși vreau să vă arăt. Pentru a participa la cursa respectivă aia mare, trebuie să te duci undeva pe aici și să găsești zona de event. Hai să vedem dacă reușim să găsim noi zona de event. Uite, aceasta este. Dar, da, aceste eventuri se întâmplă random și în momentul în care se întâmplă, dacă vrei să participi, bănuiesc că poți câștigi chestii destul de interesante. Dar, uitați-vă ce e aici. Adică trebuie să mai zic ceva. Nu știu, mi se pare o nebunie totală. Bineînțeles, aceste curse masive sunt multisport, adică la un moment dat o să te schimbe din sportul pe care îl practici în acest moment și te schimbă în altceva. Probabil acum o să ne schimbe în biciclete, deci practic la o următoare poartă de asta o să avem biciclete. Cred că aici. Yes, am și primit bicicleta. Hopașa, hopașa, mamă, frate, deci trebuie să ai mare, mare grijă. Ia uitați-vă ce nebunie. Bă, da, nu știu, mi se pare super bine făcut jocul. Adică, n-am cuvinte. Senzația de viteză pe care s-o dă jocul ăsta este absolut demențială. Uhuu!
Aterizează în picioare. Oh my god. Acum eu mă joc din first person, dar bineînțeles vă puteți juca și din third person cum vreți voi. Da, senzația e mult mai mișto din first person, pentru că chiar simți că ești acolo. Adică uite, faceți diferența, da? Parcă nu mai ai aceeași senzație de viteză, știi? Ok. Acum am ajuns pe niște pietre și asta nu e bine deloc pentru noi. Hai, dă-i viteză! Dă-i viteză că ne ajung băieții! Ia uite, ia cum ne ajung! Dă-i! Și acum biciclete! Oho, oho! Hai că nu e rău! Suntem destul de ok, nu știu cum... A, stai că ăsta pedalează puțin mai tare. Îi dau și eu un pic de boost. Hai că îi dau și eu un pic de boost, nu-ți fă probleme, băiatul meu. Ok. Oh! Mamă! Mamă, tăticule! Trebuie să ai o concentrare foarte mare și plus că... Controlul cred că e un piculeț mai dificil pentru mine pentru că mă joc de pe tastatură. Cred că recomandat ar fi să te joci de pe controller jocul ăsta, sincer. Nu! Ridică-te! Mișto că te poți ridica așa instant. Dar uite, am pierdut acolo un loc. A, totuși destul de bine. Hai să vă mai arăt ceva aici în zona asta. Pe lângă shop-ul pe care l-ai în modul obișnuit, ai și laboratorul. Laboratorul e practic bazat pe creațiile oamenilor. Și avem aici best tricks event, best race event. Un race event făcut de cineva, aparent. Îi dăm aici start. Deci dacă poți să faci eventuri de genul ăsta și curse și nebunii, asta înseamnă că ai un content nelimitat în jocul ăsta. Ia, hai să vedem. Sunt și alți oameni pe aici și din ce văd e în free roam, pentru că văd alți playeri. E cam nasol că pe mine m-a dat cu bicicleta. Cred că cu bicicleta trebuie să mergi. Că n-am posibilitatea să schimb. Mamă, dar alunecă puțin. Ok, deja ne ducem tare. Deja ne ducem tare și o să mă joc puțin din first person. Ia uite și pe ăștia. Ok, ăsta a fost eventul. Deci foarte simplu făcut. Suntem în beta până la urmă. Dar nota 10 și pentru chestia asta. Te-am să pun un waypoint acolo. Ne teleportăm aici frumos. Și hai să mergem până la unul dintre ele. Nu știu ce înseamnă. Cred că trebuie să descoperi zona, poate îți dă ceva event. Ia, ce e asta? Ok, am luat ceva. Collectible. Da, jocul fiind open world, te duci unde vrei, faci ce vrei și asta cred că este un event. Dacă nu mă înșel sau... Ia? Stunt have done vertigo. Trebuie să faci stunt. Și e o căzătură foarte mare de aici. Bă, e cam foarte downhill, să zic așa. E cam prea downhill. Ok, nu mă gândeam la asta. Nu. Vai de capul și de zile mele, așa ceva. Ok, hai să dăm aici restart from here. Să încercăm din nou. Nu știu care-i faza și cum îți oferă experiența asta cu viteza. Poate faptul că îți tremură camera ajută la experiența asta. Asta e prea downhill acum. E prea de tot. Avem checkpoint aici. Să vedem dacă reușim să luăm. Mă, frate, l-a băgat în boscheți, efectiv. Cine a făcut traseul ăsta? Uitați-vă pe unde mă pune să merg. Deci asta cred că sunt chestii super extreme. Deci asta cred că înseamnă semnele astea de întrebare. Oh my god! M-am dus. Dar te poți redresa foarte rapid, uite. Uii! Mamă, nu-mi vine să cred. Deci efectiv am dat fail pentru că n-am reușit timpul. Dar efectiv te dai de pe munte, frate, cu bicicleta. Adică cât de tare poate să fie chestia asta. Sunt foarte multe lucruri pe care n-am apucat să vi le arăt încă și de asemenea o grămadă de chestii care nici n-au fost lansate pentru că acesta este doar varianta beta, o variantă de testare, dar cu siguranță în momentul în care apare jocul vreau să mă mai joc. Aștept și părerea voastră în comentarii, aveți link-uri dacă sunteți interesați să aflați mai multe, aveți acolo link-uri în descriere și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!